noua guvernare, vreau să vă spun că vreau să vă recunosc de altfel că ALDE a trecut prin o perioadă foarte grea. Trecerea moțiunii este o gură de aer pentru noi, pentru a ne putea reorganiza, pentru că oamenii sunt, ca și conceptul, sunt extrem de flexibili, de mobili. Ușor de impresionat, pe alocuri ușor de cumpărat, n-aș vrea să apuc pe nimeni, însă, din păcate, asta este realitatea cu care ne confruntăm la nivel de resursă umană și nu cred că doar la nivel de alt, deci la nivel de societate. Asta e altă poveste. Da, aș putea să fac o paranteză, să punctez faptul că de când cu ieșirea la guvernare, pe pagina oficială sunt rădători în două comentarii din trei, cel puțin. Curios faptul că nu sunt oameni care până acum mă criticau sau mi-aduceau câte un cuvânt de laudă, dacă era cazul. Sunt cu toți alte persoane. Multe dintre ele se vede clar că sunt profiluri sau pagini fake, însă nu mă sperie acest lucru. Sunt convins că mașina de denigrat a doamnei Dăncilă a fost pusă în funcțiune. Nu Facebook-ul ne face nici oameni politici, nu Facebook-ul ne desface ca oameni politici, ci acțiunile noastre în sine, ci modul nostru de abordare. Și voi continua să îmi fac treaba ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Vă spun încă o dată pentru a transmite prin intermediul noastră faptul că odată cu ieșirea la guvernare, ALDE nu a trădat. Eu nu o văd ca și trădare. Eu văd doar ca o rațiune simplă de a regândi modul de a face politică, de a redimensiona strategia politică pe termen scurt, pentru că asta însemna termen scurt, încă un an de zile, adică o reabordare a programului de guvernare și o analiză a lui, sau nu știu dacă aș putea să spun, o dimensionare pe un an de zile, adică proiectele care puteau să fie duse la bun sfârșit într-un an de zile trebuiau prioritizate. Pentru că, deși au fost făcute și fapte bune pe guvernarea ALDE PSD, după cum știți, ca și mine, 70% dintre români considerau că direcția este greșită. De acolo și gândirea noastră de a regândi și a redimensiona programul de guvernare pe care l-am promis doamnei Dăncilă, o doamnă premier care a văzut probabil alte filme, a preferat să meargă înainte, mai mult decât atât a încercat să canibalizeze ALDE, din momentul în care noi am preferat să ieșim din siajul unui vapor care putea oricând să ne bage în fața elicilor. Așa că e doar o ieșire și doar o repoziționare a ALDE și spun eu că e și o dovadă de responsabilitate. În sensul că, deși la inițial eram considerați ca un partid de partid furnică, partid de mic, așa cum considerau ei, iată că aveau mare nevoie de voturile noastre, așa cum a fost mare nevoie de voturile noastre și pentru a trece moțiunea de cenzură. Referitor la nou guvern, ca părere personală, bineînțeles că nu mă dezic de ce am spus până acum și consider că propunerea de premier nu este una onorantă, o spun în nume propriu, nu în numele partidului, dar, de asemenea, atât timp cât vorbim de un partid democrat, în care decizia se ia în mod democratic prin vot, mă supun deciziei majorității de a susține noul guvern. Repet, consider că Ludovic Orban nu are expertiza, tăria, înțelepciunea necesară de a duce mai departe atât proiectele bune care au fost demarate în guvernul ALDE PSD, cât și alte proiecte pe termen scurt care să dea dovadă românilor că lucrurile se pot îndrepta. Însă, repet, e foarte important ca echipa pe care și-o formează să fie una competitivă, una cu experiență și nu una clientelară. Dacă depășește acest nivel, are șansă de izbândă. Altfel, va fi un guvern care se va naște mort. De altfel, colegii mei au justificat votul în biroul politic central pentru a susține nou guvern,
în anumite condiții. Cele pe care le-am promovat, ori de care am putut, și ne referim la cota unică de impozitare, că nu fim alunții modificată, deci pe faptul că nu vrem să se lege de secția de investigare a abuzurilor de investiție și cel mai important pentru mulți dintre colegii mei a fost faptul că oamenii lui Petrov să nu fie prezenți în nouul guvern. Pentru că știm ce poate să facă Petrov și echipa în țară. Știm cum s-a comportat și am preferat să mergem pe un guvern care, chiar dacă a luat în minoritate, să fie un guvern PNL, un guvern care până acum avea tot felul de soluții și aș vrea să-l văd că poate să vină cu ele și poate să le pună în practică. Bineînțeles, asta pentru bunăstarea românilor.